poate se vede în sat partea. Informațiile pe care le aveam erau câțiva talibani acolo. La 35 de ani, plutonierul major Marius Baciu este un veteran al teatrelor de operații externe. Deși au trecut mulți ani, experiența trăită în Afganistan este încă vie. În primul rând, când am ajuns acolo, am simțit că sunt în altă lume. Peste tot praf, munții nu mai erau așa cum îi știam eu, oamenii triști, fețele lor se vedeau că sunt schimbate de atâta război. În fotografiile sale, jandarmul Buzoian a surprins cele mai semnificative momente din experiența afgană, pe care acum le împărtășește elevilor de acasă. Ar fi foarte indicat să avem asemenea întâlniri și în școli. Este altceva să ai un om care a trecut și știe exact, îți poate spune exact trăirile lui. Fotografiile, 56 la număr, îi surprind și pe copiii afgani. Sărăcia și pericolul în care își duc zilele i-au impresionat pe elevii buzoieni. Sunt copii ca și noi și ar trebui apărați și mă bucur că fac parte dintr-o țară care ajută la protejarea acestor copii. Expoziția este o premieră pentru România și aduce în atenția publicului o pagină din istoria recentă. De fapt, este o expoziție fotodocumentară cu ceea ce s-a întâmplat pe parcursul a 20 de ani de conflict și a 19 ani de participare efectivă românească, un conflict pe care ar trebui să-l documentăm mult mai atent, să vorbim mult mai mult. Specialiștii consideră că e important să fie dezvăluită fața nevăzută a războiului de 20 de ani din Afganistan, în care România a avut o participare constantă.